Hei, eu sunt Ariana, iar astăzi am revenit cu un nou video, mai exact cu rutina mea de dimineață în weekend. Cred că tuturor ne place să dormim mult dimineața, mai ales acum că are început școala și în restul săptămânii trebuie să ne trezim de vreme. Eu în weekend mă trezesc de obicei pe la 10-11 și încerc să mă ridic din pat imediat ca să nu adorm la loc. Vedeți ce papuși de casă drăguți am. Primul lucru pe care îl fac după ce mă ridic din pat este să aerisesc camera și apoi îmi pun căștile pentru că ador să ascult muzică în orice moment al zilei, mereu mă bine dispune. După aceea îmi fac patul, pentru că dacă nu îl fac acum, va rămâne nefăcut toată ziua și merg la baie să mă spăl pe față, pe dinți. Apoi merg direct la bucătărie pentru că mor de foame și pregătesc ceva să mâncăm eu și Dariusica. Dariusica este frățiorul meu mai mic, în cazul în care nu-l cunoașteți. După aceea am recitit lecțiile timp de vreo jumătate de oră, 40 de minute, ceea ce am făcut la școală săptămâna aceasta, dar înainte de asta am început să subliniez, să evidențiez, să colorez prin caiet. Știți că îmi place să arate caietele mele de școală ca un curcubeu. După ce am terminat de făcut ce aveam pentru școală, am ales să mă uit cu Dariusica la unul dintre serialele noastre preferate și anume Buburuza și Motan Noir. Foarte des ne uităm la ceva împreună, iar serialul acesta este foarte interesant și plin de acțiune, chiar și mie îmi place foarte mult, nu mai zic că Dariusica este nebunit după Motan Noir. Și că tot a venit vorba despre el, am aflat că urmează să apară un nou sezon al serialului la începutul lunii octombrie, pe care noi de-abia îl așteptăm și vă invit și pe voi să vă uitați pe Disney Channel, bineînțeles. După aceea ne gândeam ce să mai facem ca să ne ocupăm timpul, să ne ocupăm după amiaza și mi-a venit mie o idee super tare de DIY inspirată de serialul de care tocmai vă ziceam și dacă și voi îi cunoașteți pe Buburuza și pe Motan Noir, sigur știți că aceștia poartă mereu niște măști pe care m-am gândit să le recreăm eu și Dariusica. Ne așteptam să fie mult mai greu de realizat pentru că am desenat eu modelul măștii, dar până la urmă m-am descurcat chiar dacă nu sunt talentată la desen și după aceea a fost o plăcere pentru amândoi să pictăm. Am folosit, după cum vedeți, carton alb, un creion pentru a desena modelul, am făcut mai multe încercări până să reușesc. Acuarele, foarfecă și după aceea le-am legat cu un elastic și un capsator. Și după cum vedeți, au ieșit aceste măști destul de asemănătoare cu cele purtate de personaje, care nouă ne-au plăcut foarte mult. Apoi, bineînțeles, am făcut câteva poze așa, încercând să îi imităm. Apoi m-am întors la mine la birou pentru a desena prima pagină din Bullet Journal pentru luna octombrie și am zis să fiu puțin diferită, să nu fac ceva legat de toamnă,
cu maro sau cu galben, am mers pe alte nuanțe, după cum vedeți, roșu și negru. Am fost din nou inspirată de serial, pentru că până acum cel mai important eveniment din octombrie va fi lansarea noului sezon din Buburuza și Motan Noir, așa cum ați văzut, pe 4 octombrie. Și eu zic că a ieșit foarte drăguț această primă pagină, cu buline, bineînțeles. Și, după cum vă puteți imagina, a trecut deja dimineața și aproape toată după amiaza noastră. Deci, cam acesta a fost clipul meu de astăzi. Sper foarte mult că v-a plăcut. Nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canalul meu, să mă urmăriți pe Instagram și noi ne revedem data viitoare.